Bine, ne-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Conexiuni Culturale. De data aceasta ne aflăm în sediul Partidei Romilor Pro Europa. Gazdă ne este domnul profesor Lucian Dimitriu. Domnule profesor, ne bucurăm că ne-ați primit cu atâta căldură în sediul dumneavoastră. Bine ați venit, mă bucur că ne-am întâlnit. Domnule profesor, a trecut ceva timp de când nu ne-am văzut și asta n-a ținut de voința noastră. S-a întâmplat acest necaz, pandemia, coronavirusul. Vom discuta astăzi despre situația intelectualului în perioada de criză, în perioada de criză sanitară, medicală, dar vom atinge și situația etniei romilor, fiindcă de fiecare dată suntem curioși și dorim să aflăm cât mai multe informații despre comunitatea romilor din Bucovina. Pentru început vă vedem sănătos și bucuros într-un fel, suntem eu și echipa, suntem bucuroși că ne vedem cu bine. Mulțumesc Dumnezeu, la fel pot spune și eu despre dumneavoastră, a fost o perioadă destul de dificilă pentru toți, dar nu imposibilă, s-a trecut cu bine, majoritatea dintre noi am trecut cu bine peste această perioadă. Pentru mine perioada aceasta de a pandemiei m-a făcut să cred că orice, că în lume se poate întâmpla orice. Adică, dacă ne gândim, dăm timpul înapoi cu un an în urmă sau doar cu câteva luni, cine își putea închipui că lumea va sta închisă în casă două luni? Cine se putea gândi la așa ceva? Cine se putea gândi că va trebui să purtăm măști? Că va trebui să păstrăm o distanță între noi? Că se vor închide teatre, că se vor închide cinematografe, renumitele terase? Orice se poate întâmpla. Numai la chestia asta mă gândesc. Și anume, adică, dacă spune cineva, domnule, ba, peste un timp o să vină un, nu știu, un meteorit uriaș. Fugi, domnule, de aici. Mai ales că am văzut multe din astea în filme, da. Ba da, se poate. Da. Credeți-mă, se poate. Sau un cutremur mare, Doamne ferește. Se poate întâmpla orice. Adică nu suntem scutiți de nimic. Iată ca dovadă că acest element inedit pe care, nu știu dacă nici măcar străbunicii noștri l-au trăit, că pandemia din 1918 n-a avut amploarea. În România n-a avut amploarea asta pe care o are acum. Domnule profesor Lucian Dimitriu, iată, aici a vrut să ajung. Telespectatorii noștri vă știu ca istoric și, de fapt... Profesor de istorie, istoric e prea mult spus. Cu modestie, dumneavoastră, subliniați. Aici a vrut să ajung, să analizăm aceste date cât mai apropiate și cât de cât asemănătoare. Vorbim de o pandemie în 1918, da? Și dacă nu mă înșel, de o gripă spaniolă, nu? Parcă da, numită. A fost dată generic pentru că... În 35, parcă. Nu, a fost în 1900, în perioada 1917-1919. Și a izbucnit în, se pare, pe undeva prin Statele Unite, dar pentru că era o perioadă de prin război, era cenzură, iar Spania fusese neutră. În Spania apare pentru prima dată, se vorbește în presă, pentru prima dată, de această boală. De unde și denumirea generică de gripă spaniolă. Iată, de aici putem să legăm câte ceva. Și ați avut dreptate când ați spus că străbunicii noștri, dacă își mai amintesc, în rest, perioade de război clare, în care lumea știa și mai ales că, dacă facem referire la cele două conflicte mondiale, ele s-au succedat așa cât de cât. Au durat un timp, deci au fost generații care au trăit marele și sângerosul război, după care, după 30 de ani, au avut parte și de al doilea conflict mondial armat. Deci, cât de cât omenirea... Iertați-mă, ambele războaie mondiale și primul și al doilea n-au avut atâtea victime cât a avut pandemia de gripă spaniolă din 1917-1919. A avut peste 200 de milioane de victime. Cumulat nici măcar 50% în morții din cele două războaie mondiale. Deci cifrele sunt cumplite. Omenirea a trecut peste o perioadă extrem de dificil. Cumva ne-a trecut glonțul pe lângă cap. Glonțul acela simbolic spus. Simbolic, da. Da, simbolic, da. Sigur că da. E ceva asemănător din ceea ce a fost atunci, din datele istorice cercetate, sau acum omenirea a fost mai bine pregătită? Bine, nici nu se poate compara în cifre, dacă stăm și ne gândim. E ca și cum am pune un purice lângă un elefant. Dar ca
pregătire medicală, acum avem o Organizație Mondială a Sănătății, acum avem bugete naționale, spunem că am, cel puțin Europa trece printr-o perioadă sau am trecut printr-o perioadă destul de liniștită. Totuși, lucrurile... Da, dacă ne gândim la numărul de victime, cele din prezent, incomparabil cu perioada din trecut. Mereu noi facem comparații cu ceea ce a fost, mereu facem statistici. Statisticile pandemiei din 1918 sunt cumplite. Să sperăm că nu va fi și până acum nu, nici pe departe n-a fost, adică nu se compară statisticile cele de acum cu cele din secolul trecut. Însă omenirea aș putea spune că n-a fost pregătită. Deși vizionam în perioada asta, această pandemie, un documentar american făcut despre pandemia din 1918 și vorbea savantul acel american, îmi scapă numele, echivalentul domnului Churchill de la noi. Da. Și spunea că omenirea, documentarul era realizat în 1918, chiar la 100 de ani de la pandemie. În 2018, da? Pardon, în 2018, și spunea că nu se poate întâmpla. La fel, omenirea este mult mai pregătită acum. Numai peste 2 ani de zile, același personaj este și spune că va fi cumplit, că va fi rău. Eu nu cred că suntem pregătiți. Din moment ce nici până acum nu există un vaccin, nu există nici măcar un tratament stereotip, există în continuare pericolul de a muri foarte multă lume. Și? Nu cred că omenirea este pregătită și nu cred că va fi pregătită niciodată. Vă rog. Și mai mult, chiar diferă de la un popor la altul, datorită probabil la mentalității popoarelor, reacția colectivă. Și aici aș vrea să adăstăm puțin cu discuțiile. Adică, lăsând deoparte diversele, cum a spus dumneavoastră, statistici sau cercetări, că cei din Est au trecut mai ușor, fiindcă au avut nu știu ce vaccinuri făcute, posibil și aceasta, nu spun nu, făcute în perioada comunistă, că cei din Germania au un sistem medical foarte bine pus la punct, și dar s-a observat și o trăsătură, să zicem așa, a întregului popor care a influențat în bine sau mai puțin bine. Acum vă întreb pe dumneavoastră, să fie această trăsătură foarte importantă în tratarea generală a analizei situației, adică datorită faptului că italienii sunt un popor de sânge latin și sunt mult mai apropiați unii de alții fizic și se ating mult mai repede, se îmbrățișează mult mai repede, să fi fost doar asta sau și asta a ajutat? Eu cred că raportat așa pe zone, cum ar fi de exemplu o țară care a trecut peste această pandemie extrem de greu, o țară din America Latină, Ecuadorul, unde dacă imaginile nu erau trucate și dacă era adevărat ceea ce am văzut, erau morți abandonați pe stradă. Ecuadorul sau Brazilia sau chiar și Statele Unite pot spune că pandemia din prezent se aseamănă izbitor cu pandemia din 1918. Italienii la fel. Ei, nu putem spune noi. Chiar am văzut o statistică în care se prezenta situația din Germania. Vorbea despre Europa de Est, care are un regim, mă rog, care s-a bucurat de un regim diferențiat al pandemiei, pentru că a trecut mult mai ușor peste această pandemie, datorită, se presupune, vaccinurilor. În Germania, partea vestică, fosta Republică Federală a Germaniei, a avut un număr mult mai mare de morți și mult mai mare de cazuri, raportată la partea de est a Germaniei, Germania comunistă, iarăși ajungem la ceea ce am spus, vaccinurile acelea care erau obligatorii în acea perioadă, care a avut un număr de morți mai mic și un număr de cazuri mult, mult mai mic decât restul Germaniei. Acum rămâne, eu nu sunt medic, nu pot să doar așa... O tratăm ca pe un viitor eveniment istoric, să spunem așa. Să sperăm că nu va fi chiar atât de grav. Omenirea se raportează, lumea în general spune înainte de pandemie și după pandemie, exact cum mai spune înaintea era noastră și după era noastră. Da, deja lucrurile și cu siguranță vom discuta și despre acest șoc mental per colectivitate. Dar rămânem puțin aici. În cazul Statelor Unite, iarăși, sunt niște discuții.
renumita națiune americană, știm cu toții că în ceea ce privește medicina și serviciile medicale are o configurație diferită față de ceea ce înseamnă Europa. Aici accesul la asistență medicală este, spunem noi, gratuit, susținut de medicina și sistemul de sănătate este susținut de stat în general, de statele europene, pe când în Statele Unite, știm foarte bine, este vorba într-o formă sau alta de acea asigurare. Omul își plătește în funcție de suma de bani cu care se asigură, beneficiază și de un anumit tratament medical. Acum, comparând cele două direcții, cele două moduri, să spunem așa, de a relaționa între individ și sănătatea și medicina din țara sa, care a primat? Vedem în America, iarăși, victime foarte multe. Să zicem că, într-adevăr, noi europenii de data asta am cam nimerit-o, nu în totalitate, dar am cam nimerit-o față de americani. Suntem cu un pas înaintea lor că până la urmă... Nici într-un caz nu suntem, mai ales noi ca și țară, sistemul medical românesc, care, vă spun din propria experiență, este dezastruos. Și cred că omenirea întreagă, planeta întreagă, a observat, mă rog, a constatat că din punct de vedere medical este extrem de prost, începând de la Statele Unite și până la, eu știu, Albania și țări din, poate din țări africane, ele au avut, din fericire pentru ei, mai puțin de pătimit din cauza pandemiei. Sistemul medical este nepregătit, total nepregătit, sau este pregătit pentru un număr mic de persoane. Deci suntem toți o apă și un pământ până la urmă. Și un pământ, mai mult sau mai puțin. Probabil că sistemul american este extraordinar, este dezvoltat, dar nu este nici el pregătit pentru un număr atât de mare de bolnavi. Contagiunea a fost imensă, mai ales în Statele Unite, în Brazilia, în China, nici măcar China acum... n-a fost. Dacă ne gândim la acele spitale de campanie, ce alea sunt spitale? Alea erau... S-a făcut foarte mult. Chinezii au făcut un spital în 6 zile. Ăla nu era un spital. Erau niște containere puse unul lângă altul, puse niște paturi pe care oamenii erau pregătiți să moară. Era o selecție naturală. Cine rezista, rezista. Cine murea, sănătate și la revedere. Erau adunați la un loc. Separați de restul. Dacă ne gândim numai și la Suceava. Dar n-aș vrea acum să intru chiar în... Da, ajungem la o istorie locală mult mai neînsemnată față de analiza întregului aspect al situației. Vorbim de China și aici apar discuții și iată, imediat vine și întrebarea. E Wuhanul acel orășel în ghilimele spus că da, 9 milioane mai mare decât București. Mai mare decât București, dar e cumva locul stabilit încă din al doilea război mondial pentru laboratoare în care serviciile secrete și armata întreagă de specialiști să experimenteze anumite arme biologice, că așa circulă. Iarăși, din cunoștințele dumneavoastră istorice, are vreun sâmbure de adevăr sau se e cu totul legendă? Da, și marile puteri ale lumii se pare că nu sunt străine de finanțarea acestui proiect. Inclusiv Statele Unite, mult, deși președintele Statelor Unite acum se revoltă, se bate cu pumnii în piept, acuză, arată cu degetul spre China. Nu știu dacă personal cunoștea situația dinainte, dar la nivel înalt și Statele Unite au finanțat acele laboratoare de... Da, țin să completez ce spuneți dumneavoastră, domnule profesor, fiindcă apară unele informații că în momentul în care, în al doilea război mondial, Armata de Eliberare Populară chineză simțea că cam pierde din resurse și cam riscă să iasă înfrântă din conflictul militar cu forțele naționaliste chineze, ar fi inițiat aceste centre de cercetare, iar Wuhanul, prin tradiție, ar fi rămas vârful de iceberg sau portdrapelul cercetărilor în domeniul armelor biologice. Știți cum fiecare eveniment din istoria omenirii are o latură cunoscută și o latură necunoscută. În urma fiecărui eveniment apar și legende.
Nici pandemia aceasta de coronavirus nu a făcut excepție. Au apărut, știți, idei fantasmagorice. La început s-a spus că nu există nimic, că e o boală obișnuită, că lumea va trece. Ei, n-a fost chiar așa. S-a dovedit că nu e chiar o boală obișnuită. S-a dovedit că numărul de morți a fost totuși mult mai mare decât în cazul celorlalte gripe. A apărut unul dintre zvonuri, a fost acela că cineva, mă rog, forțe oculte au lansat un gaz ucigător asemănător cu gazul sarin peste întreaga omenire, că într-o perioadă scurtă de timp sau din momentul în care se va încălzi în atmosferă, va dispare. A venit căldura, ba mai mult au fost chiar și exemplu, aș putea da și exemplu țărilor din regiunea tropicală, care se confruntau, deși aveau peste 30 de grade, se confruntau în continuare cu boala. Și în prezent la fel. Și au existat multe zvonuri. Repet, că nu există pandemie, că... Da, a mai fost un zvon că la un moment dat structură internațională care încearcă să elimine bătrânii, fiindcă costurile de întreținere a populației de vârsta a treia sunt foarte mari pe plan mondial. Și da, într-adevăr, ce spuneți dumneavoastră, îmi cer scuze că v-am întrerupt. Nici o problemă. Eu nu cred că omenirea chiar este într-atâta de pregătită, chiar și forțele astea oculte, nu cred că sunt atâta de pregătite încât să țină la să fie atât de bine puse la punct încât să facă o boală, din câte am înțeles, să creeze un virus atât de mortal și care să aibă o răspândire limitată. Am așa. Că despre mituri pandemice, ceea ce spuneați dumneavoastră îmi amintește de miturile medievale, când apărea ciuma sau câte o boală din aceasta cu o transmisie rapidă, că se găseau imediat vinovați. Ba erau evreii, ba la un moment dat vrăjitoarele, ba iată că omenirea cred că are nevoie undeva în adâncurile ființei comune, ființei generale, omul ca și ființă are nevoie de mit, de basm, de chiar și de unul înfricoșător, că de altfel nu s-ar mai uita oamenii nici la filme de groază. Da. Continui cu discuția pe această linie istorică și revin la pandemia din Spania, așa zisa pandemie spaniolă, fiindcă foarte bine a spus dumneavoastră că ea a apărut în mai multe țări. Cum a fost reacția post-pandemică? Cum s-au desfășurat lucrurile imediat, să zicem, după ce fenomenul a fost stopat? Ați pus o întrebare foarte bună și aș vrea să fac o mică paranteză înainte de vă răspunde, referitoare la ceea ce se spune. Ați văzut că lumea s-a schimbat, s-a cerut foarte mult autoizolare, s-a cerut distanțare fizică, nu cea socială, pentru că... Da, e impropriu spus distanță socială, distanțiere fizică. Pandemia gripei spaniole a apărut pe undeva prin mijlocul Statelor Unite ale Americii și prin regiunea Chicago. Militarii din primul război mondial, chiar înainte, era sfârșitul anului 1917, înainte de a intra Statele Unite în primul război mondial, într-o regiune deșertică din Statele Unite, au fost câteva cazuri de îmbolnăvire. S-a răspândit, să spunem, s-a ajuns la câteva zeci de cazuri. Însă, au venit medicii, au recomandat militarilor să se izoleze. Nu s-a respectat acest lucru. Militarii din Statele Unite au venit în Europa. Mai mult, în Chicago, s-a organizat o manifestație militară. Paradă, da? Exact, o paradă militară. Acea paradă militară a făcut ca gripa spaniolă, așa zisă gripă spaniolă, să izbucnească la nivel pandemic. Deci dacă stăteau acolo, în zona respectivă, da? Probabil că nicăieri lumea n-ar mai fi trecut prin asemenea moment. Adică nu s-ar mai fi vorbit în prezent de o pandemie de acum 100 de ani, pandemia de gripă spaniolă.
lumea s-a, deci omenirea a mai trecut prin pandemie. Acum a fost și Ebola, a fost și SARS-ul din 2003, nu departe, care a avut origini tot în China. Da, vedeți chiar cazul Ebola, care mă gândeam să-l discutăm puțin în a doua parte a emisiunii, va fi un semn, pare să fie un semn de întrebare sau un semn de atenționare. Depinde cum Ebola o iau. E mult mai urâtă și mai cumplită decât coronavirus. Și care s-a într-un spre marele noroc sau spre marea binecuvântare dată de divinitate, a fost acolo izolată la timp. Cred că s-a găsit acel cap limpede sau acel exercițiu de a păstra boala într-o anumită zonă. Cât despre ultimele două minute ale primei părți a emisiunii, cât despre perioada post pandemie, au existat și plusuri, bine, analizând la rece. Știți de ce? Fiindcă întotdeauna se spune că după ce vine un foc mare și puternic, de acolo, din rămășițele acelea, se reconstruiește ceva. Au existat plusuri, să zicem, pentru populația europeană? Au înțeles ceva europenii după 1920, să zicem așa? O parte au înțeles, o parte nu. Și cred că plusul este că, mă rog, aceste măsuri pe care le-a luat fiecare țară, de distanțare socială, de izolare, de purtarea măștii, a mănușilor, după caz, cred că a condus în cele din urmă la reducerea destul de puternică a numărului de cazuri. Cred că ar fi fost, într-adevăr, dacă nu s-ar fi luat aceste măsuri, cred că am fi avut de-a face cu o chestie mult mai urâtă decât cea pe care o știm în prezent. Cu un rezultat mult mai urât. Deci, până la urmă, măsurile luate în toată încălceala lor, cu diferențe de la stat la stat, cu anumite țări care au luat-o, să spunem așa, înaintea altora, cu anumite țări care au stagnat în niște măsuri, cu interpretări, că la un moment dat au fost și interpretări aproape fabulistice. N-am să uit niciodată situația din Marea Britanie și unii parlamentari britanici care tratau aproape umoristic situația. Până la urmă, măsurile luate totuși au adus cât de cât o stabilitate. Unele dintre ele au fost comice, unele dintre ele au fost abuzive. N-am înțeles niciodată de ce trebuia omul să fie luat cu izoleta de acasă, când putea fi condus, urcat în salvare și dus. N-am înțeles de ce trebuia umilit. Au existat și abuzuri, au existat și exagerări. Fapt care a condus în cele din urmă la apariția basmelor, la apariția fabulațiilor, că nu este, că de fapt se urmărește altceva. Cred că măsurile astea trebuiau un pic, o parte dintre ele, acum nu mă găsesc eu mai deștept decât cei care le-au făcut, dar cred că trebuiau un pic mai mult gândite și trebuiau luate astfel încât să nu aibă și un revers negativ, încât să nu dea de gândit oamenilor. Să spunem plastic, operația trebuia făcută cu bisturiul și nu cu barda. Da, s-a cam intrat cu barda. Domnule profesor Lucian Dimitriu, vă mulțumim pentru prima parte a emisiunii, stimați telespectatori. Un moment de publicitate după care vom continua. Stimați telespectatori, am revenit în emisiunea care o înregistrăm aici la sediul Asociației Partida Romilor Pro Europa din municipiul Suceava, gazdă fiindu-ne domnul profesor Lucian Dimitriu. Am vorbit cu domnul Lucian Dimitriu despre ceea ce înseamnă istoricul pandemiilor, despre ceea ce înseamnă istoricul medicinei și a sănătății oamenilor în ultimul secol. Am pornit de la gripa spaniolă și am ajuns la pandemia de coronavirus cu întrebări alternative. Câteva din istorie, câteva din contemporaneitate. Continuăm, domnule Dimitriu, și așa cum spuneam în prima parte a emisiunii, ne-ați mai dat exemple de fenomene pandemice. Unul dintre acestea a fost Ebola, o boală, cum ați spus și dumneavoastră, crâncenă, cruntă, cu efecte mult mai brutale, să spunem așa, asupra organismului uman. Care a fost secretul, poate știți dumneavoastră, sau care a fost momentul în care, sau prezentarea istorică a acestei boli, care a fost momentul în care ea s-a oprit acolo, a creat destule victime. Știm cu toții în Angola ce situații neplăcute au fost și în alte țări africane, dar ne-a ferit cumva, bunul Dumnezeu, de... Epidemia de Ebola
durat, cred că mai mulți ani, a fost de o durată, a avut o amploare mult mai mare, răspândirea a fost mult mai mică, pentru că s-a oprit la spațiu african. Foarte mulți copii din statele africane, din statele Africii de mijloc, au rămas orfani în acea perioadă și spuneam că Ebola este o boală mult mai cruntă. Foarte puțin, cred că niciunul dintre cei care apucau să se îmbolnăvească de Ebola nu mai scăpau. Deci conducea automat la deces. Și ei erau luați atunci cu izoletele. Cam aceleași proceduri erau, numai că având un areal mult mai restrâns în spațiu african, Organizația Mondială a Sănătății, statele din Europa Occidentală, Statele Unite, au putut interveni, au trimis medici, au trimis specialiști care au venit în ajutorul statelor africane, spitale de campanie, și la ei atunci s-au oprit școlile. Însă s-a revenit la școală după un an de zile, pandemia continua să existe, foarte puțini copii, adică mai puțin de jumătate din copii au revenit la școală pentru că o parte din ei fusese răuciși sau, translocați din acel spațiu. Domnule profesor, cum am obișnuit în emisiunea în care sunteți interlocutor, alternăm cu ideile și de fiecare dată ceea ce îmi vine în minte, cred că trebuie să o și folosesc în emisiune ca întrebare. Mi-am amintit, sunteți cadru didactic. Cum vede un cadru didactic situația? Cum vede un cadru didactic această perioadă în care trebuie cumva, sau se spune că ar trebui continuată educația în masă, în același timp, din altă parte, apare, cu argumente destul de solide, frica de a lăsa copilul în comunitate, la școală, emoția faptului că în acel spațiu, cum e școala, copilul sau tânărul ar putea să se îmbolnăvească, deci o frică argumentată a părintelui. Cum, în istorie, cum s-a procedat? În trecut, cum s-a procedat? Până una alta, la noi știm, s-au întrerupt cursurile. Și bine, și vă rog să mă credeți că bine s-a făcut. Mai puțin, din fericire, aș putea spune că varianta aceasta de școală online este și nu este, se adresează mai mult celor copiilor cu posibilități. Țările mai cu nivel de trai ceva mai scăzut, printre care se află și România, nu au un număr de copii, un număr crescut de copii care au posibilitățile acestea materiale și care au acces la tehnologie. Însă dacă toți copiii ar avea acces la tehnologie, s-ar trece mult mai ușor peste această perioadă. Și repet, s-a luat o decizie foarte bună. S-a redus cu mult numărul de îmbolnăviri de rândul copiilor, de rândul cadrelor didactice. Acum să fim puțin vizionari. Da. Până la urmă, și luăm exemplu bun al Coreei de Sud. Bun până un alta, nu știu cât e de bun. Că întotdeauna fiecare lucru vine cu fața lui viu colorată și fața mai puțin viu colorată, cea întunecată. Dar spre viitor, cred că cam așa vor sta lucrurile. Cât mai mult contact prin mijloace media, prin mijloace informatice. Coreea de Sud, de exemplu, a rezolvat problema de câțiva ani. Nu mai există caiete, există tablete, învățământul este interactiv. Până la urmă, nu spre asta tindem? Da, dar eu nu cred că până la urmă poate un om să ajungă la o vârstă, nu știu, de 18-20 de ani, fără să scrie un rând. O să ajungem... Vom învăța caligrafia, precum caligrafia, desenul... Cum să o învățăm? Nu știu. Numai așa, ca o scriere de muzeu, sau să... Știți că în lume am rămas așa perplex când am văzut că există o zi mondială a scrisului de mână. Eu nu mi-am închipuit și dumneavoastră ați trecut prin... Suntem de aceeași vârstă, am scris și în facultate, nu mai spun de... Până am terminat liceul, am scris de mână. Ei, acum cred că din ce în ce mai puțin se va scrie de mână până va ajunge o raritate. Și lumea, că copiii nu vor mai... Eu sper să nu fie așa. Domnule profesor, eu vă spun
Fă destăinul în secret într-o discuție purtată într-un anumit context cu o doamnă pensionar din Suceava. Am întrebat-o pe acea doamnă cum reușește să treacă peste perioada de autoizolare, fiindcă știți că au fost foarte multe persoane care s-au plâns că își doresc nevoia, câteodată chiar argumentat, de a ieși în aer liber, de a socializa. Acea doamnă era foarte calmă, cu o voce, discuția a fost telefonică, cu o voce calmă, caldă, liniștită, deloc agitată, ca, spre exemplu, alte persoane cu care am discutat, și care mi-a spus, păi, am pictat, mi-am recitit romanele care mi-s dragi, am comunicat telefonic cu prietenii și am scris, am compus poezie. Acum, vorbind, știți, zâmbim așa, dar pe moment, iată că m-am gândit că ar fi fost chiar o recomandare pentru foarte mulți să încerce să scrie ceva referitor la scris, să-și expună trăirile. Dar una este să scrii poezie, să citești, să stai, dacă știi că stai și te odihnești, ești în concediu și nu te afli sub imperiul stresului. V-am văzut că totuși dumneavoastră... Dacă nu ești cu așa zisa secure deasupra capului sau dacă nu ți se spune că deasupra capului ai o secure, acum nu putem ști dacă e adevărat sau nu. Eu o iau de bună. Bun. Dumneavoastră am observat, urmărind și chiar apreciându-vă postările pe o anumită rețea de socializare, care eu știu cu toții, dar avem voie să-i spunem numele, am observat că ați răbufnit de câteva ori. Foarte bine, dar să fi fost factorul acela al stresului, radicalismul celor scrise câteodată. Da, câteodată poate că am exagerat, după aceea mi-am refăcut ordine în gânduri și m-am gândit, domnule, stai că lucrurile nu stau chiar așa. Dar iată, până la urmă, actul creator, care tot timpul cel care compune sau scrie sau generează ceva intelectual, spune că vine de la muze, s-ar putea să vină și la pandemie. Acum încercăm și să glumim puțin. Sigur că da. Eu cel puțin cred că și sub factorul stres s-a putut refula omul în acest sens și cred că a fost mai ușor până la urmă față de cel care n-a fost obișnuit cu cititul, cu... spun mulți că au... Spun că cine n-a citit înainte, n-a citit nici în timpul... Nici în timpul... izolării acesteia de 2 luni. Cine s-a uitat la cine s-a uitat la televizor în exces s-a uitat acum și mai mult, n-a fost chiar atât de cumplit. Hai să fim serioși, adică din punctul de vedere cine, dacă n-a murit, pentru cine n-a avut deces în familie, pentru cine n-a avut boli, a stat în casă. Dacă a avut ce să mănânce și s-a stat mai mult cu familia, ne-am cunoscut mai bine, am văzut cu cine trăim în casă. Am petrecut mai mult timp pe care niciodată nu-l vom mai petrece. Probabil că eu nădăjduiesc sincer să nu mai fi niciodată o asemenea perioadă. Gândiți-vă că am petrecut o parte dintre noi cu familia mai mult timp decât vom petrece la un loc, mai mult timp decât vom petrece poate în restul vieții. Da, iată. Nu este chiar, deci n-a fost o chestie chiar de aici. Nu a fost o chestie. Exact ce spuneam, și există bună. Și partea bună întotdeauna, oricât de mălos, de întunecos, de sinistru a apărut tot fenomenul. Am trecut prin lucruri mult, mult mai grele decât a fost asta. Gândiți-vă la Holocaust, gândiți-vă la Holodomor, gândiți-vă la cele două războaie mondiale, gândiți-vă la cei la o grămadă de oameni care au făcut pușcărie politică, care au mers în lagăre. Și în prezent există refugiați, există chestii mult, mult, mult mai grele și mai urâte decât asta. Asta mi se pare probabil că așa judecată în plan general al istoriei mondiale, e o nimica toată. Excepții. Nu vreau să supăr persoanele care au avut de suferit din cauza coronavirus, persoanele care au rămas fără servici, persoanele care au avut decese în familie. Doamne ferește, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Să înțelegem că până la urmă așa, privind undeva dintr-un punct al viitorului foarte îndepărtat, fenomenul acesta, întâmplarea aceasta va fi de fapt o picătură de nisip într-o mare învolburată, cum e istoria omenirii. Ce ați spus dumneavoastră despre aceste evenimente mult mai grave, mult mai dificile, mult mai dureroase, nasc următoarea întrebare.
oare nu cumva omul contemporan, semenul nostru contemporan, nu mai poate duce așa ceva? Știți că și în teologie se spune că Dumnezeu dă fiecăruia exact cât poate duce. Nici nu-l încarcă cu prea mult, dar nici nu-i dă spre lenevire lucruri ușoare de făcut. Îi dă exact cât poate duce. Omul contemporan e mai slab față, să zicem, de generația bunicilor noștri care au prins cel de-al doilea război mondial. Știți că ați punctat foarte bine uneori și mie mi se pare acest lucru. Nu cred că omenirea ar mai putea trece printr-un holocaust, de exemplu. Nu cred că ar mai putea fi, gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă am mai rezistat cei din prezent valului de arestări, Doamne ferește, care au existat. Să se facă canalul Dunării Marea Neagră cu oameni la roabă, la sapă, la târnăcop. Și-au rezistat, au trăit foarte mulți dintre cei care au scăpat, au trăit peste 90 de ani. Erau ei mai puternici erau sau mai noi puternici, suntem mai mult sensibili? Noi, cred că cu cât avansăm în tehnică, cu cât devenim mai comozi, cu atât devenim mai slabi. Asta pare să aibă foarte multe argumente, ceea ce a spus dumneavoastră, să le găsim oriunde, ne dăm seama că nu mai suntem în stare să facem o numărătoare simplă. Dacă am ajuns, dacă ce e așa de greu să stingem lumina cu degetul, să batem din palme și să se stingă lumina, sau nici măcar am văzut mașini ultra sofisticate care nici măcar nu trebuie să te mai obosești să le închizi portbagajul sau să... Absolut, deci cu cât această... mai tehnicizați și mai avansați, devenim mai slabi, mai leneși. Această evoluție tehnicizată a omenirii, de fapt, să înțeleg, ne slăbește și mental, dar și fizic. Înseamnă că o teorie, cred că americană, care spune că la un moment dat până și corpul uman va avea în viitorul foarte, foarte îndepărtat trăsături estompate, alte direcții de dezvoltare a membrilor sau așa mai departe, se pare că se apropie de adevăr. Adică este posibil, să spunem bine, așa. Din alt punct de vedere, dacă judecăm altfel, poate că ar trebui să, sau îmi place să cred că omenirea din prezent, omul prezentului, n-ar mai fi în stare să facă atrocitățile, să mai comită atrocitățile pe care le-a comis omul de acum 100 de ani. Nu mai vorbesc de perioada neagră, din Evul Mediu sau din Antichitate. Știți? Și probabil că de aceea că și omul avansând și devenind mai rațional, mai sensibil, mai sensibil. Sensibil spiritual. Poate chiar și mai bun, sensibil spiritual, n-ar fi în stare să facă atâta rău cât a făcut cel din trecut și de aceea nici nu concepem în prezent că omenirea ar putea să treacă prin asemenea cumplite catastrofe. Dar, ceea ce spuneam și la început, perioada aceasta pandemiei, ceea ce s-a întâmplat, mă rog, cum a zugrăvit decorul pe care l-a zugrăvit omul însuși datorită acestui eveniment, adică ceea ce s-a întâmplat, cum ne-am făcut noi viața, cum ne-au hotărât cei de sus viața, oamenii cei de sus, da, nu se înțelege altceva, m-a făcut să cred că orice se poate întâmpla. Da. Și că orice eveniment din trecutul istoric al nostru, din istoria omenirii, poate reveni și poate avea repercursiuni cumplite asupra oamenilor. O ciclicitate a istoriei. Există o ciclicitate a istoriei. Așa cred eu, în simplitatea mea. Pentru a merge puțin așa cu analiza sefeistică, glumind, dacă civilizația noastră ar avea un sfârșit, vorbim de ciclicitățile istoriei. O să vină extraterestri. Băi, dar nu există extraterestri. Cum să vină? Ba, se poate. Nu cred în extraterestri, dar puțin contează ce cred eu. Da. Și nu contează ce cred eu sau ce credeți dumneavoastră, dar se poate întâmpla. Glumim. Și glumim. Lumea spune, domnule, nu o să vină, nu există, nu se poate, nu. Poate veni o ciumă. Nu, domnule, tu fugi de aici, există ciumă. Domnule Dimitriu, glumind așa, s-ar putea extraterestrii care vor veni să aibă formă de liliac de Wuhan. Acum, da, este posibil și chestia asta. Asta pentru a zâmbi. Suntem în ultima parte a emisiunii. Sperăm noi, eu sunt încă sceptic, dar... trebuie spus, sperăm noi, suntem în perioada post-COVID, să dea Dumnezeu să eu nu se repete nimic. Eu cred că timpul, nu putem să ne dăm seama în prezent, dacă ceea ce s-a spus
pro și contra măsurilor luate, pro și contra COVID-ului, dacă a existat sau nu pandemie, dacă a existat sau nu. Cred că în timp ne vom putea da seama și timpul va dovedi dacă a fost, dacă într-adevăr glonțul ne-a trecut pe lângă ureche, dacă a fost un fake, sau dacă a fost doar o mică alice. Sau dacă a fost o mică alice, deci vom vedea intensitatea, amploarea pe lângă amploarea acestui eveniment, dacă a fost sau nu atât de mare. Mai avem undeva 10 minute din emisiune și propunem că nu șade bine să vii în casa omului și să nu discuți despre despre ceea ce e cel mai apropiat, despre problemele sau legăturile care există spirituale. Și iată, suntem în sediul Asociației Partida Romilor Pro Europa și dumneavoastră reprezentați pe etnicii romi în calitate de lider județean și mai ales inspector pentru, pentru limba romanii. Acum, după această perioadă, e clar că vrem să punem și câteva întrebări referitoare la etnia romilor. Cum a fost pentru acești etnici perioada aceasta? Cum e pentru dumneavoastră liderii lor în această perioadă? Fiindcă știm că fiecare comunitate etnică și are specificul ei. Știm că ați participat activ la foarte multe acțiuni de informare, de îndrumare a romilor în ceea ce înseamnă respectarea normelor, protejarea lor și așa mai departe. Și am dorit să ne descrieți, prezumând, câteva dintre aceste acțiuni și modul la care s-a ajuns în activitatea dumneavoastră și la rezultate. Fiindcă e foarte important, știm că romii au probleme sociale și știm că și situații medicale, tot dumneavoastră a spus, iar eu cred că o parte din etnicii romi, părerea mea, sunt, pot fi incluși, pot fi luați în calcul ca fiind categorii defavorizate și posibili pacienți din nefericirea acestei boli, că știți cum e clar unde un spațiu, cum spunea și dumneavoastră, acolo unde sunt 12-14 persoane într-o casă. Singură cameră. Deja sunt case, locuințe de romi unde, așa cum a spus dumneavoastră, 12-14 oameni. Care e situația acum și cum a fost situația în județ? Știți foarte bine că etnia romă nu se laudă cu prea multă, cu o dezvoltare economică prea mare și sărăcia în rândul romilor, în rândul copiilor rom pe care îi reprezint, este de 6 ori mai mare decât la restul populației. Principala, perioada a fost destul de tristă pentru că nu s-au putut face activități, n-am putut interveni aproape deloc, decât în mediul, deci s-a lucrat în mediul online, copiii, inclusiv copiii romi au stat acasă, școlile sunt închise. Principala problemă cu care ne-am confruntat a fost aceea a lipsei tehnologiei, a lipsei accesului la tehnologie. În județul Suceava, existând în jur de 2000 de copii de etnie romă, care nu beneficiază de niciun fel de aparat cu care să aibă acces la lecțiile online. Este o cifră mare sau mică, asta hotărâți. Este o cifră destul de mare. Cred eu că... La nivel național există peste 250.000 de copii. Nu neapărat rom. Cam jumătate din ei sunt romi, să spunem. Repet, în județ sunt în jur de 2000. S-a încercat pe diferite... prin diferite metode, profesorii, învățătorii, inclusiv s-au utilizat telefonul, școlile au pus la dispoziție calculatoarele lor unor copii, însă automat nu toți au avut, nu au existat, nicăieri nu există în țară suficiente calculatoare sau suficiente laptopuri pentru toți copiii care au putut să utilizeze telefonul, l-au utilizat. Mai este încă o problemă, în afara lipsei aparatului. Clar. Dacă îi dai copilului aparatul, trebuie să îi dai și conectare la internet. Asta este iarăși o problemă. Există zone unde nu există semnal. S-a pus la dispoziție atât cât s-a putut. Învățătorii săraci, mă refer la cei de 1-4, au operat inclusiv la telefon. Este cunoscut cazul unei învățătoare din județul Suceava care a predat
prin intermediul telefonului la fiecare copil, fiecărui copil în parte i-a predat subiectul. Au apărut referitor la modalitatea de admitere în liceu a elevilor de etnie romă, apare pentru prima dată și modalitatea de eliberare online a recomandărilor de apartenență la etnia romă, documentul necesar pentru depunerea dosarului sau înscrierea și candidatura la un loc special pentru etnia romă. S-a desființat cel puțin pentru acest an, pentru că nu ni se permit și nu ne permitem organizarea unei ședințe publice de repartizare specială a acestor locuri, de repartizarea acestor locuri. Ministerul, în colaborare cu Partida Romilor, sediul central din București, au pus la, mă rog, au elaborat o nouă metodologie, cel puțin valabilă pentru acest an, în urma căreia cei elevi de etnie romă, împreună cu părinții, vor completa o fișă de opțiuni la fel ca și ceilalți elevi de la modul români, să spunem, da, ca și majoritarii, însă acel document, acea fișă de opțiuni pe care o vor completa, ei vor avea o altă culoare, iar ei vor fi distribuiți computerizat cu o săptămână înainte față de ceilalți copii, numai elevii romi între ei. Da, locurile speciale. Deci acesta apare o nouă abordare. Este un element nou. Dacă în urma acestei repartizări computerizate elevul de etnie romă nu este mulțumit, sau mă rog, părintele împreună cu elevul, familia, nu este mulțumită de locul pe care, deși noi în Suceava am pus locuri absolut peste tot, dar dacă va exista concurență, de Doamne să existe, și este nemulțumit, are dreptul pentru prima dată să se retragă din locul pe care l-a obținut și să candideze încă o dată peste o săptămână cu ceilalți elevi. Un alt element de noutate este că dacă până acum locurile acestea speciale pentru romi erau date într-o singură ședință și cele care rămâneau se pierdeau, începând de anul acesta există două sesiuni. Deci locurile care rămân se reportează pentru perioada de toamnă, pentru următoarea redistribuire computerizată a locurilor rămase. Domnule profesor, dacă se retrage tânărul, da, elevul, la, bineînțeles, la consultarea familiei, din lista, din acea listă specială pentru romi, are posibilitatea să revină sau are posibilitatea să opteze? El trebuie neapărat să se retragă? Nu poate să rămână și acolo? Nu poate să rămână și acolo. Deci a optat pentru un loc special pentru om. A completat, să spunem, 5, 10 coduri, 20 de coduri, câte dorește el în funcție de câte sunt. Este distribuit, să spunem, la liceul X. Ajunge la concluzia că dorea la liceul Y. Se poate retrage, completează din nou o fișă de opțiuni, ca și ceilalți, ca și elevii majoritari, și participă la noua ședință publică la o săptămână după, după care este distribuit. Dacă nu intră nici atunci? Dacă nu intră nici atunci, opțiunea pentru toamnă se poate întoarce din nou la locurile speciale pentru romi rămase, dar la următoarea sesiune. Deci nu mai poate prelua. Nu mai poate, adică nu se poate reîntoarce, nu poate face această mișcare, da. Această rocadă. Domnule profesor, vă mulțumim pentru găzduire. Suntem întotdeauna îndatorați pentru că veniți în emisiunile noastre, pentru faptul că ne aduceți noi informații, iată, atât de utile și atât de importante, nu doar etniei romilor, ci tuturor celor care ne urmăresc. Încă o dată vă mulțumim, vă dorim multă sănătate. Stimați telespectatori, aici se încheie emisiunea Conexiuni Culturale de astăzi. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit, rămâneți aproape de CromTel TV Regional.